Rata anuală a inflației a crescut la 3,8% în luna mai, de la 3,2% în aprilie. În condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit în ultimul an cu 5,7%, alimentele cu 1,5% și serviciile cu 2,7%, arată datele Institutului Național de Statistică. Cele mai mari creșteri de preț pe care românii trebuie să le suporte s-au înregistrat însă la energie, electrică, ulei, combustibil și servicii medicale. Scumpirile din luna mai s-au resimțit din plin, rata inflației urcând la 3,8% față de nivelul de 3,2% din luna anterioară. Față de aprilie 2021, prețurile de consum au crescut în mai cu 0,5%, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Iar comparația cu anul trecut arată că este și mai mult în defavoarea românilor nevoiți să suporte din propriul buzunar costuri inflației. Față de luna mai 2020, cele mai mari creșteri au fost cele ale energiei electrice, aproape 17%, uleiului peste 13% și a combustibililor peste 11%. Fumătorii au resimțit și ei din plin creșterea prețurilor cu propriul viciu peste 7%, iar în topul scumpirilor se află și serviciile medicale, cele de igienă și cosmetică, dar și serviciile poștale, toate au crescut cu aproximativ 5%. În schimb, biletele de avion s-au ieftinit în ultimul an cu 16%, gazele cu 2%, citricele cu aproximativ 10%, iar cartofii cu 32%. Și nu ne așteptăm la vești bune. În raportul privind inflația din luna mai, Banca Națională a României arată că în 2021 putem să ne așteptăm ca rata inflației să urce până la finele anului la 4,1%.